Dinamoviștii se felicită că n-au plecat în Turcia devastată de cutremur. Ei au îndurat frigul la țară, în Dragoslavele, de dragul unui investitor care ajută cu bani și la Dinamo și care ridică un super complex sportiv la poalele munților. La țară, în peisajul de poveste din Dragoslavele, Dinamo a învins cu 3-0 Codașe din Liga a treia Câmpului Mușcel. La minus 4 grade, dinamoviștii au jucat în pantaloni de training și cu fesuri pe cap. Mai bine aici la frig decât să fim undeva în Turcia. Mai bine îndurăm frigul ăsta în munți. Parcă suntem în Austria. A fost foarte frig, vântul, zăpadă. Oamenii din comună s-au încălzit și cu o dușcă de țuică. Fanii lui Dinamo de la țară sunt supărați și acum pentru retrogradare. Ce să facem dacă sunt prăpădiți, nu joacă ca lumea. Îndurăm și frigul, dacă numai să vedem că suntem microbiști. Uite ce avem aici, încălzitorul. Cum e fotbalul românesc? La pământ. Degeaba iau o groază de bani. Copiii s-au învoit de la școală pentru Dinamo. Cunoști cu Dinamo? Da. Voi ce faceți? Ați plecat de la școală? Da. Un pescar a venit și cu scăunelul la meci. Ce faceți? Dați la copă? Nu, mă uit la meci deocamdată. N-am prins nimic. Cameramanul clubului Dinamo a fost coborât cu nacela de la locul de muncă. Sudorii și-au văzut de treabă în tribuna care se construiește la Dragoslavele. Cu frigul ăsta e cam greu. Portarul de la Câmpul Lung a cedat nervos cu Dinamo. Ne-a frică, jucăm cu Barcelona, să moară mama.